Există în România proiecte mari care pun țara în mișcare. Pornesc de la viziunea unor lideri și de la efortul unor echipe care reușesc să modeleze afaceri de viitor. Câțiva dintre ei vorbesc astăzi despre provocările antreprenorilor români, despre oportunitățile din sectoarele cheie ale economiei, într-un dialog față în față cu decidenții de la cel mai înalt nivel. Conferința Națională RO 3.0, Investitor pentru Viitor, marile proiecte care mișcă România, organizată de Antena 3 CNN, este locul unde cele mai bune idei au șansa să devină proiecte de dezvoltare urbană, digitalizare, reformă în energie sau în sănătate. Ioana Ciobanu, colega mea, este alături de mine și ne spune mai mult despre ce se discută acolo. Te ascultăm, Ioana. Bun găsit, mari proiecte care mișcă România, acesta este sloganul conferinței RO 3.0 de astăzi. Așadar, vorbim despre mai multe domenii esențiale pentru fiecare dintre noi, vorbim despre sănătate, despre infrastructură, despre construcții, fără dar și poate unul dintre cele mai importante domenii din România este energia și vorbim despre investițiile care trebuie să se facă în energie în continuare până în anul 2030 cu domnul Andrei Covatariu, este expert în energie. Bună ziua! Știm, energia este foarte importantă. Practic, celelalte domenii depind cumva de energie. Care sunt primele lucruri care trebuie făcute în acest sector? Așa este. Vorbim din ce în ce mai mult de o creștere a consumului de energie în ansamblu ei și de energie electrică, pentru că există acest proces de electrificare. Și atunci, evident, pentru a pune în funcțiune capacități de producție și pentru a întruni practic cererea pe care o avem în creștere, trebuie să vorbim în primul rând de infrastructura critică, de rețelele de transmisie și de distribuție, care trebuie să fie înainte de aceste producții de a fi puse în funcțiune. Avem nevoie de această infrastructură critică pentru a da naștere acestor ecosisteme noi de energie care leagă tot mai mult aceste industrii noi și industrii competitive pe care România le are și consumatorii care devin tot mai mult parte activă a sistemului. Deci acesta ar fi primul lucru pe care trebuie să facem, primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când vorbim despre energie. Cât de mult are de lucru România în acest sens? Lucrurile trebuie să meargă oarecum în paralel, însă necesitatea de a investi în rețele este una urgentă, iar capacitatea de a pune în funcțiune aceste rețele de înaltă tensiune și de medie tensiune este una destul de scăzută, aș spune, pentru că există foarte multe procese care trebuie întrunite astfel încât acestea să poată fi puse în funcțiune. Trebuie să îndeplinim aceste condiții în primul rând și vorbim despre investiții destul de mari, sunt cifre care depășesc 1 miliard de euro pe an doar în rețelele de distribuție. Dacă adăugăm și rețelele de transmisie, atunci prețurile și costurile vor crește, dar aceste lucruri sunt elemente esențiale astfel încât tranziția energetică și într-un termen mediu și lung facturile să se armonizeze și să fie accesibile pentru consumatorul casnic și pentru industrie. Vă mulțumesc tare frumos, așa cum s-a subliniat în cadrul conferinței, indiferent de sectorul despre care vorbim, aceste mari investiții nu se pot realiza decât dacă există o colaborare strânsă între autorități și mediul privat.